Da, am revenit în direct la Impact în Campus TV, emisiune în care prezentăm câteva forme inedite de protest acum înainte de Crăciun. Ne mutăm de la Finteușul Mare, de la Craiova și de la Pungești, da? Clipurile prezentate în prima parte a emisiunii, la Roma, mai exact, la Opera din Roma. Un moment deosebit s-a produs și acolo. 150 de ani de la aniversarea Italiei Mari, da? Momentul ăsta deosebit pentru Italia a coincis cu tăierea bugetului alocat culturii. La Roma s-a desfășurat la un anumit moment, s-a ținut la un moment dat opera Nabucco. Un concert cu Nabucco. Da, de Verdi, extraordinar acest concert. Iar acest moment artistic s-a transformat la rândul o formă de protest la adresa modului în care era condusă țara respectivă, mă rog, Italia. În sală era inclusiv premierul de atunci al Italiei, Silvio Berlusconi, care s-a făcut mic la tot ce s-a întâmplat acolo în sala operei din Roma. Haideți să vedem materialul. Mai e ceva important de spus aici. Celebrul dirijor italian Riccardo Muti, da, a umblat prin toată lumea, da, dirijând spectacole mari, grandioase. S-a întors și el în Italia cu acest prilej deosebit. I s-a întâmplat, din câte înțeleg eu, doar de două ori în carieră ca publicul să-i ceară un bis, odată până 1983, din câte m-am documentat eu, la Scala din Milano și odată aici la Opera din Roma. Nu vroia să facă lucrul ăsta, da? Omul este genul ăsta tipicar care vrea să respecte uzanțele întocmai, da? O acribie deosebită din punctul ăsta de vedere, dar momentul a fost unul special și a cedat și el. Are și un discurs deosebit. Haideți să urmărim împreună materialul și la un moment dat voi încerca să intervin și eu pentru a traduce spusele lui Riccardo Muti. Corul robilor din Nabucco, da? Acest moment deosebit, vedeți reacția publicului italian, aplaudă și cere un bis. L-ați văzut în imagini puțin mai devreme și pe Riccardo Muti, iată să strigă din sală Viva Italia, Viva Italia, da? În sală era un murmur deosebit, fel de fel de reacții ale naționaliștilor italieni. O adeziune firească a publicului, a marelui public, la mesajul patriotic prezentat de cor pe scenă. La mia vita l'ho fatta, ma sono molto, come italiano, che gira il mondo. Molto dolorato. O să încerc eu să traduc spusele lui Riccardo, dirijorului. Zice așa, da, trăiască Italia, sunt de acord, eu nu mai am 30 de ani, viața mea e deja trăită, da, sunt un italian care umblă prin lume, dar sunt îndurerat de ce se întâmplă. Dar dacă voi face la cererea dumneavoastră un bis, nu-l fac doar din motive patriotice, dar în această seară, în timp ce corul cântă, patria noastră, frumoasă, dar pierdută, m-am gândit că dacă noi ucidem cultura,
pe care s-a fondat Italia. Istoria Italiei. Corect. Atunci, într-adevăr, patria noastră... Atunci putem să ajungem în situația de a zice o, țara mea frumoasă și pierdută. Da. Deci... în italienește, da? Bella m-a perduta. Nu, la mia patria si bella e perduta. Da, un moment deosebit. Mai citesc puțin din spusele compozitorului italian. Un moment și o reacție de moment. N-ați lăsat să curgă. Reacția sale a fost excepțională. La un moment dat interpreții s-au ridicat, au început să plângă, sala a ovaționat, au început să strige din sală Viva Italia, Muti, senator pe viață. Riccardo Muti a făcut o aluzie puțin amară. După atâția ani de carieră strălucită, am cântat pe toate scenele mari ale lumii, dar se pare că, zice el, a parlato a sordi, am vorbit la surzi. Muti, adică Mutu, a vorbit la surzi. Da, a făcut un joc de cuvinte foarte frumos. Da, și avem și un al doilea moment, tot acolo din opera din Roma, în continuare, cum spuneați dumneavoastră, domnul profesor, dirijorul Riccardo Muti, da, niciodată n-a mai făcut lucrul ăsta, îi invită pe cei prezenți în sală, publicul, să cânte aria asta, da, din corul robilor, împreună cu profesioniști, da, cu cei din cor. Se numește aria Va Pensiere asta. Va Pensiero. Și dirigează deopotrivă corul din scenă, orchestra și sala. Într-o apoteoză a omagiului culturii, a omagiului adus Italiei la 150 de ani de la unire, a unirea Nordului cu Sudul, Sudului cu Nordul, și în același timp un avertisment pentru conducători că nu trebuie să se joace cu destinul poporului făuritor de cultură, care este cel italian, și cu artiștii, și cu... că nu se tăiaseră numai bugetul culturii atunci. Au fost afectați și bugetari și toate categoriile, dar nu în așa măsură ca la noi. Acolo se vorbea de atingerea celui de-al 14-lea salariu, de alte chestiuni, da, dar sentimentul... Dar iată o reacție imediată. Sentimentul de nemulțumire era. Chiar dacă românii sunt mai răbdători, mai toleranți, lor le tai și 25% și reacția lor se lasă întârziată. Deci m-am gândit că dacă noi ucidem cultura pe care s-a fondat istoria Italiei, atunci, într-adevăr, patria noastră va fi frumoasă, dar pierdută. Și l-avem prin telefon pe domnul Ștefan Stănescu, dirijorul corului Lira. Care are în repertoriu de mulți ani și Va Pensiero. Da, din corul robilor. Bună seara, domnul Stănescu. Bună seara, domnilor. Trebuie să mărturisesc că m-a impresionat profund emisiunea noastră. Este lucru pe care trebuie să-l faceți cât mai des, pentru faptul că noi, românii, avem nevoie de așa ceva. Mesajul culturii a reușit întotdeauna să mobilizeze masele pentru a reteza răul din rădăcini. Oare după 21-23 decembrie 1989, de la începutul ierei noi și până în prezent, cei de sus, conducătorii noștri, caută intenționat să înăbușească educația, cultura și tot ce ar trezi demnitatea românilor? Mă tem că da, totul se face intenționat, pentru că acest mesaj pe care îl transmite cultura este de foarte greu de oprit. Cred că dumneavoastră, cei prezenți în posturile de televiziune și în special dumneavoastră, domnule Tereacă și domnule Costache Mircea, prin emisiunile pe care le transmiteți la Campus TV, puteți și sunteți obligați să faceți aceste lucruri, acest mesaj pe care trebuie să-l conștientizeze toți românii. Sunteți obligați să participați de fiecare dată în situațiile în care trăiește acest popor bolnav datorită celor de sus pe care noi i-am ales.
să facem în așa fel ca alegerile să nu mai fie cu pungi, cu bani, cu diferite mizerii pe care le fac toate partidele, fără niciun fel de excepție. Trebuie ca românul să conștientizeze că prin votul lui poate schimba fața acestei țări. Noi suntem aceia care suferim. Noi suntem aceia care putem să rupem odată acest rău din țara noastră. Vă felicit încă o dată și sunt convins că prin cultură, prin educație, prin tot ceea ce contribuie la zestrea pe care trebuie să o aibă fiecare român, vom reuși să, mă repet, să rupem răul din rădăcini. Felicitări și așteptăm și alte emisiuni excepționale cum este cea din seara aceasta. Da, încă o dată vă felicit. Mulțumim frumos, domnul Stănescu, pentru intervenție. Trebuie să recunosc că, până la urmă, marele merit al realizării acestei emisiuni aparține domnului profesor Mircea Costache. Ideea a fost a dânsului. De mult mă bate la cap să realizez și o astfel de emisiune în prag de sărbători. Și, de asemenea, vă spun, domnul Stănescu, extraordinar sunteți și dumneavoastră, da? Prin ceea ce faceți cu corul Lira, am mai zis, un brand al Buzăului și vă doresc mult succes, multă putere pentru a putea să duceți acest brand mai departe. Vă mulțumim! Sănătate multă. La revedere. Cu domnul Stănescu am dus decenii de luptă pentru promovarea valorilor culturii naționale și nu numai cu el, cu Valerii Căstan, cu oameni pe lângă care adesea trecem poate fără sentimentul că avem o datorie față de cei care au lăsat ceva în urmă și care au avut un cult pentru ceea ce este înălțător în ființa națională, în ființa românească. Îi mulțumesc și eu domnului profesor Stănescu și îl asigur de toată considerația mea, așa cum o fac și cu toți ceilalți pe care i-am amintit sau îi vom mai aminti cu alte prilejuri. Da, mai e un mesaj de felicitări pentru dumneavoastră, domnul profesor, din partea domnului Valerii Căstan, toate cele frumoase și tot ce vă doresc dumneavoastră. Îi mulțumesc și eu și nu l-am uitat. Vom vorbi și despre prezența artistică admirabilă a lui Valerii Căstan, câștigător al unuia dintre premiile cele mai importante la flaut, nu? La festivalul Primăvara la Praga. Nu știu buzoienii noștri pe lângă cine trec, dar poate invităm în studio ca din când în când să le amintim că există și la Curbura Carpaților oameni remarcabili, talentați, cu sentiment național, oameni care au avut o viață dedicată unui trai corect, o viață cu o traiectorie dedicată exclusiv valorilor. Da, ne presează timpul, domnul profesor, trebuie să mergem mai departe. Am rămas restans cu al doilea moment de la opera din Roma, da, cel în care dirijorul Riccardo Muti îi invită pe spectatorii prezenți să cânte împreună cu cei din cor această arie celebră. Și îmi fac eu oficiu de traducător din nou, zice așa, pentru că suntem în această seară în casa noastră, da, erau în opera din Roma, vreau să cântați împreună cu corul, să facem această arie deosebită, să o parcurgem împreună. Haideți să vedem materialul. Vorrei, facciamo un'eccezione, siamo in casa nostra, no? Nel teatro della capitale. Siccome il coro l'ha cantato magnificamente, l'orchestra l'ha accompagnato benissimo, se volete unirvi anche voi, lo facciamo tutti insieme.
modul de protest al celor din cor, al actorilor, rar s-a văzut așa ceva. Am văzut imaginile de sfârșit, domnul profesor, în care cei din cor plângeau efectiv, își ștergeau lacrimile. Ovaționați de public, într-o comuniune de spirit, așa cum stă bine oricărei nații, seta de adevăr și de dreptate este o constantă a fiecărui popor. N-ați lăsat, după concertul corului din Finteuș la Casa Studenților din Cluj, n-ați lăsat acolo secvențele să se vadă reacția sălii, să vedeți poporul român din sală, cei 800 și ceva care erau în sală. O reacție similară cu cea care l-a făcut pe Berlusconi să dispară de la lojă și Gianni Alemano, primarul Romei, să rămână acolo, că, pentru că a avuseseră un discurs de pe scenă în care dădea dreptate celor care erau supărați că li s-a tăiat bugetul culturii, că li s-au diminuat salarii, că se atenta la perpetuarea bunelor tradiții culturale ale Italiei. Am văzut, domnul profesor, reacția celor de la Cluj a fost asemănătoare. Au cerut un bis, au cântat din nou împreună cu cei din sală, exact ca la opera din Roma. Numai că românii noștri din Maramureș nu erau corul operei din Roma, erau, așa cum i-ați văzut, autentici, neturcați și neurbanizați, sigur că da. Iar din sală la Cluj s-a strigat: corul de la Finteuș trezește amorțitul Cluj. Nu era vorba asta numai de Cluj. Cu Viva Italia. Cu Viva Italia și cu Muti senator pe viață și cu tot ce s-a strigat din sală la Încă la, ceva, la domnul profesor, cred că tot așa e o Am vrut să facem un paralelism. Da, noi. Am văzut aici la corul de la Roma, da, la opera din Roma, publicul s-a ridicat în picioare. Întreg publicul, da, nu mai era niciunul pe scaun, toți erau în picioare și cântau efectiv în măsura în care puteau împreună cu profesioniștii. Cred că și la Cluj. Și la Cluj, când s-a reluat, n-a mai cântat tot Colindu, s-a început cu strofa a doua, spre final. A fost aceeași comuniune de spirit și aceeași sete de adevăr și de dreptate și la românii din sala de la Casa Studenților, așa ca și în sala operei din Roma. Deci nu e vorba numai de consangvinism, e vorba de reacția corectă, normală și firească, aspirația spre superior, spre bine, spre frumos, adevăr și dreptate a popoarelor lumii, inclusiv a românilor, mult înjosiți în aceste vremuri. Da, încerc să trag și o concluzie, domnul Costache, și aștept cu curiozitate părerea dumneavoastră vis-a-vis de ce voi zice în minutele următoare. Spunea și domnul Ștefan Stănescu în intervenția de puțin mai devreme. Suntem nemulțumiți de clasa politică, da? Și italienii erau nemulțumiți, și noi românii suntem nemulțumiți de clasa politică, suntem nemulțumiți de cei care conduc țara, de modul în care este condusă această țară. Dar, din păcate, domnul Costache, noi zicem și pe aici, și pe acolo, și ceilalți, dar lucrurile trec. Rămân la fel. Și, din păcate, domnul Costache, oamenii de valoare ai țării, intelectuale sau oamenii de valoare din orice domeniu, care ar putea să schimbe în bine țara asta și mersul țării, rămân departe de zona asta a politicii, zona asta în care se iau deciziile. Oamenii de valoare, da? Cu o valoare morală și o valoare intelectuală, fug, se feresc chiar de acest teritoriu. Adesea, domnul profesor, și sunteți de acord cu mine, sper, al compromisului, al șmenului, al hoției, și din păcate nu reușim să schimbăm nimic câtă vreme se va întâmpla lucrul ăsta în România. Și vreau să mai dau un exemplu particular. Înainte de a fi realizator de emisiunea aceea la Campus TV, am fost vreo 5 ani de zile inginer la o uzină buzoiană la Rote. Aveam doi directori acolo la această uzină, pe unul îl chema Florin Dinu, cel care a murit în urmă cu 2 ani și foarte bine, da. S-a construit, în memoria lui s-a ridicat acea statuie amplasată în sensul giratoriu de la cartierul Orizont. Mai era un alt, tot un director de acolo, Tomoyoaga. Niște oameni, domnul profesor, pe lângă o valoare intelectuală deosebită, profesioniști, cu o valoare morală deosebită, chiar stăteam uneori și mă gândeam, pentru că am mai făcut meseria asta de jurnalist,
jurnalist, mă gândeam, uite domnule, ăștia doi oameni, ăștia ar merita cu adevărat, da, să fie în politică, să conducă primăria, să conducă Consiliul Județean, ăștia ar fi meritat să fie senatori, să fie deputați, oameni pricepuți, devotați, aveau tot ce le trebuia. Și chiar mă gândeam, nu le-am spus-o niciodată, din păcate unuia nici nu mai am posibilitatea să-i mai spun că a murit, chiar mă gândeam la momentul respectiv, dom'le, ăștia dacă ar fi ajuns, sau oameni similar lor, și sunt convins că în multe alte locuri din orașul nostru, da, sunt astfel de oameni de valoare, dar din păcate, domnul profesor, ei stau departe de locul în care se împart bucatele în țara asta. Nu e mai discutat aspectul acesta. E vorba despre o carență deliberată, intenționată, lipsa interesului pentru selectarea resursei umane. Nu o să găsiți o formațiune care să aibă un solid departament de resurse umane și care să spună, domnule, vom ajunge la guvernare, ăsta este finanțistul, acesta este omul pentru educație, aici va fi în fruntea sănătății publice, va fi la protecția consumatorului, la garda financiară, știu eu, în funcțiile și pârghiile care să aducă societatea românească la parametrii normali. Nu se preocupă nimeni decât de selectarea non-valorii, pentru că aceasta este obedientă, a celor cu gena infracțională, hipertrofiată, predispuși ca să se descurce pentru ei și să dea și mai sus și mai jos. Și s-a cultivat, deci, un tip de om care n-are carieră în spate, sau dacă o are, are multe pete și lucruri cu care nu poți să ajungi să manageriezi un domeniu al vieții în care să ai și performanță de care se bucure cetățenii. Mai e ceva, domnul beneficiari. Costa. Mă gândesc că chiar dacă ar fi vreunul din ăsta care ar merita până la urmă, da, să intre și ar dori să intre, eu sunt convins, domnul Costache, că ar fi refuzat. Nu, ar fi îl elimină sistemul. Da? Îl poate elimină. Nu așa brutal pe față, dar cum să zic, modul în care se fac lucrurile, da, unde se iau deciziile pe ascuns, încet, încet ar fi eliminat. Vă și oamenii seama, n-ar putea efectiv să intre. Că, vă dați seama, domnul Oterea, că niciun conclav din ăsta de descurcăreți nu acceptă între ei unul care să le dea peste mână. Domnule, aia nu-i corect, acolo nu se face. Domne, aici e ilegal. Domne, așa ceva nu. Domne, uite, nu e eficient să facem pentru doi inși o insulă a fericirii. Uite ce așteaptă oamenii de la noi. Bunul simț, competența, moralitatea nu sunt acceptate în funcții de răspundere și la timona corăbii românești. Ați observat și dumneavoastră că din ce, din an în an, din generație în generație, de la legislatură la alta, s-a degradat calitatea umană și asta observă cu ochiul liber oricine. Da. De ce? Nu există interes pentru competență, pentru moralitate, pentru factorii de progres, pentru bună administrare. Există interesul chivernisării unora la care se îmbină ignoranța, incultura, cu hoția și atunci praful s-ar rege. Da, și avem un exemplu zilele astea, din păcate, aici la noi, la Buzău, care ne-a făcut, din păcate... Dacă era un aspect singular, nu sufeream prea tare, că în orice comunitate există și unul din ăla. Vreau să vă spun că dumneavoastră faceți o mare greșeală dacă credeți că s-a epuizat cu un caz minor problema degradării morale a societății românești. Nu, dimpotrivă, e doar... un element dintr-un mare întreg. Din păcate nu mai avem timp, domn profesor, vin știrile peste noi. Mulțumesc mult de tot pentru prezența la această emisiune, pentru ideea pe care ați avut-o. De asemenea, țin să vă mulțumesc public pentru ajutorul pe care mi l-ați acordat în realizarea emisiunii Impact de fiecare vineri. Bine, azi este marți și nu numai, pe parcursul anului 2013-2012, cu rugămintea să fiți aproape de noi, de telespectatori, de buzoieni și în anii viitori. Vă mulțumesc și eu pentru colaborare și îi asigur pe cei care ne privesc că fac un demers public numai și numai cu credința că cineva trebuie să-și asume și ingrata misiune de a sancționa, de a sateriza
de a dezvălui, de a mai plezni peste bot, așa, ignoranța unora și tupeul de a ne aduce pe unii și de a ne eticheta drept oameni târâți în derizoriu, nesemnificativi, neimportanți. Le mulțumesc privitorilor noștri, le doresc sănătate multă, la mulți ani, un Crăciun fericit și am o considerație deosebită față de toți aceia care prin fapta lor de zi cu zi au rostuit și rostuiesc ceva pentru perpetuarea a ceea ce este frumos și valoros în ființa națională. Ok, peste 14 minute colega mea Mirela Copariu vă așteaptă ca de obicei la jurnalul Campus TV. De la ora 20 colega mea Florina Popescu. Atât pentru această emisiune, evident vă spun și o seară plăcută și sărbători fericite tuturor buzoienilor. La revedere!